Vladimir Putin anunță noua ordine mondială așa cum o vede el. Într-un discurs ținut în fața oamenilor de afaceri, liderul de la Kremlin spune că țara sa este o națiune puternică și suverană, care intră într-o nouă eră a dominației. Majoritatea țărilor, subliniază el, sunt condamnate să rămână colonii fără drept. Conform observatornews.ro, președintele Rusiei susține că era lumii unipolare a luat sfârșit. Este anunțul lui Vladimir Putin pentru întreaga lume de pe scena Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment de referință boicotat însă de elitele occidentale în acest an. Discursul a început cu o întârziere de 2 ore pe care Kremlinul a pus-o pe seama hackerilor care au sabotat evenimentul. Rusia intră în era viitoare ca o țară suverană și puternică. Doar statele suverane puternice își pot spune cuvântul în noua ordine mondială în curs de dezvoltare. În caz contrar, sunt condamnate să devină sau să rămână colonii fără drept. Sfidător și combatant, Vladimir Putin a profitat de ocazie și a atacat iar Occidentul, nu cu arme, cu cuvinte. După ce și-au declarat victoria în războiul rece, Statele Unite s-au proclamat mesagerul lui Dumnezeu pe pământ, fără obligații și numai interese care au fost declarate sacre. Ei par să ignore faptul că în ultimele decenii s-au format noi centre puternice și din ce în ce mai asertive. În schimb, crede el, acțiunea militară a Moscovei a devenit colac de salvare pentru țările occidentale. Liderul de la Kremlin promite că obiectivele așa zisei operațiuni militare vor fi atinse negreșit. Noi nu amenințăm cu nimic, doar toată lumea ar trebui să știe că avem și că le vom folosi dacă este necesar pentru a ne proteja suveranitatea. Acestea sunt lucruri evidente. Decizia a fost menită să-i protejeze pe cetățenii noștri, pe locuitorii republicilor din Donbas, care timp de 8 ani au fost supuși unui genocid din partea regimului de la Kiev și a neonaziștilor susținuți de către Occident, relatează observatornews.ro.